la urmă, eu sunt mai mult liberal. Sunt un liberal prins într-un cord de social-democrat și vreau să mă descătușez. Și zicea, păi festivalul, ce e Narcisa? Ce este oare Narcisa? E o trăire, e un spirit, o emoție, e o imaginație, e o clipire, nu trebuie să vezi floarea. Păi nu, da, că suntem toți artiști. Vezi că e la și fel, era, e la fel festival. Ca, la traseiști ăștia e la fel ca la, uite, la Eurovision, înțeleg că a câștigat neamul, a fost, dar înțeleg că a câștigat o persoană care se declară non-binar sau ce. Da, bravo, decât să ai mai nici așa, nici așa, frate. Deci, de echidistanță. PSD, PNL, partide non-binari. Să fie politicieni non-binari. Auzi, dar știi cum e de ca de asta? Ce nu? Că ziceam puțin de mai de... De ce sunteți retrograd și vreți PSD, PNL? Stai, domnule, nu, pic. E... Omul nu trebuie să-și aleagă. E cum ce? E. Da. Și am înțeles că poate într-o zi așa, într-o zi așa. Da, până la urmă, limitările astea tot de oameni sunt făcute. Da, și nu... Ziceam mai devreme că ăștia de la aur se poartă ca niște proxeneți cu candidații lor, nu-ți negociez. Mi s-a făcut rușine când am auzit. S-a făcut rușine, dar tocmai mi-ai zis că traseiștii din politică. Da, până la urmă oamenii, bă, dar cu traseiștii cum vrei să te parți? Da. Erau traseiști. Erau traseiști. Uite, de exemplu, domnul Tinu nu-i traseiști. Dar eu ziceam apreciativ. Domnule, traseiști nu sunt fixați într-o, ca nebuni într-o doctrină. Îi spus că parcă s-au născut PSD-și, domnule. Da, te-ai născut, om, până la urmă. Moment dat și-ai dat seama că nu te definește. Da. Și te-ai dus în partea ailaltă. Da. Nu te mai definește la următorul mandat nici ailaltă. Te întorci aici, te-ai regăsit. Da, da. Că trebuie să fie o dinamică a ideologiei. Mă definește îngrijorarea asta.